Incidentul a avut loc în jurul orei 22. Bărbatul era îmbrăcat în haine de paznic și purta la brâu un pistol de airsoft neletal, pentru care nu e nevoie de permis. Era agitat, așa că agenții de pază s-au apropiat de el. Brusc a devenit agresiv. A fost imobilizat imediat de către forțele de ordine, dus la Poliția Transportului Aerien și amendat în cuantum de 3.000 de lei pentru încălcarea ordinii și liniștii publice. Bărbatul a sunat apoi la 112 și a solicitat un echipaj medical pentru că avea dureri abdominale. A fost preluat de ambulanță și dus la spitalul municipal. A fost adus un bărbat cu policontuzii afirmativ prin heteroagresiune, etilism acut, i s-au făcut investigații de specialitate, a fost externat spre domiciliu. A declarat că a fost bătut. Da, e afirmativ prin heteroagresiune. Până la această oră, bărbatul de 57 de ani care a ajuns la spital și a susținut că a fost bătut, nu a depus nicio plângere la poliție.